În cadrul acțiunii au fost verificați și angajatorii care își desfășoară activitatea prin telemuncă. Au fost controlați un număr de 28 de angajatori, fiind identificate 37 de deficiențe pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. Un număr de 22 de angajatori au fost sancționați, fiind aplicate un număr de 37 de acțiuni contravenționale, respectiv 35 de avertismente și 2 amenzi în valoare de 2000 de lei. Din deficiențele constatate pentru care au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate, amintim neasigurarea triajului epidemiologic, neutilizarea echipamentului individual de protecție, neasigurarea distanței minime de 1,5 metri între lucrători în locurile de muncă, instruirea insuficientă, iar în cazul activității prin telemuncă, amintim lipsa instrucțiunilor proprii pentru activitatea prin telemuncă, lipsa verificării echipamentelor utilizate și a instrucțiunilor de utilizare.